Excelențele voastre, preasfințite Iosif Pauleț, episcop al diecezei de Iași, înalt preasfințite Aurel Percă, numit arhiepiscop mitropolit de București, preasfințite Petru Ghergel, episcop emerit, cucernici părinți, dragi iubitori ai colindului, ai cântului sacru, prezenți în Catedrala Romano-Catolică din Iași, dar și cei care ne urmăriți pe undele Radio Maria, Radio Iași, precum și pe pagina de internet a Episcopiei ercis.ro, secțiunea video sau pe YouTube Episcopia Romano-Catolică Live. Bună seara și bine ați venit! Bine ați venit la tradiționalul concert de Crăciun susținut de corul de tineri al Catedralei Juvenes Ecclesiae, sub directa și neîntreruptă îndrumare a dirijorului Maximilian Husaru, anul acesta, ediția a 23-a. Această seară, cu totul specială pentru sufletele noastre, a fost deschisă de vocea angelică a unei copile, Maria Gârleanu, de la corul Îngerașii, care cu multă sfială și inocență în glas, într-un duet tainic cu mama lui Iisus, a interpretat un cântec de leagăn pentru ca pruncul abia născut să facă nani. Dormi, dormi, fai la nana, mio Gesù. Cuvintele acestei piese muzicale îi aparțin Sfântului Alfons Maria de Liguori, iar muzica lui Marco Frizina. Aplauze pentru Maria! Ce este Crăciunul? Este iubirea inefabilă a lui Dumnezeu, care încape cu toată măreția ei în gingășia neasemuită a unui prunc divin. Este darul mai presus de orice dar, pe care Tatăl Divin, într-o mărinimie debordantă, ne face nouă celor care purtăm chipul și asemănarea Lui. Este sărbătoarea care îi mișcă într-atât pe îngeri, încât aceștia coboară din sfere înalte pe pământ. Când spunem Crăciun, spunem inimi calde, spunem zâmbete sensibile, spunem gânduri pașnice, brazi împodobiți, lumini multicolore, care toate, oricât de multe, trimit la acea lumină care a venit în lume să lumineze pe tot omul. Crăciunul e o sărbătoare atât de frumoasă, încât nu ajunge să fie rostită, ea trebuie cântată. Cei din tâi colindători au fost îngerii, iar de-a lungul veacurilor lor li s-au adăugat mii și mii de vestitori, care într-o inepuizabilă creativitate, pe tonalități și armonii multiforme, în toate limbile pământului, aduc laudă cerului care în Iisus s-a unit cu pământul. În această seară ne bucurăm să fim purtați pe armonii celeste de tineri care vor să cânte și să ne încânte, într-o irumpere de bucurie dezinvoltă, juvenilă, plină de emoție, pe un ambient plin de comuniune și rugăciune. De ce? Că s-a născut Iisus. În prima parte a concertului ascultăm un buchet de alese colinde din repertoriul românesc, încununate cu două piese în limba latină. Teodor Teodorescu ne invită să-i contemplăm pe îngeri în timp ce împletesc o frumoasă cunună Maicii Domnului. Continuăm cu un colind din Basarabia, intitulat Cerbul, și deja vine Crăciunul pe seară, în compoziția lui Nicolae Ursu. Nu ne putem imagina un Crăciun fără Moș Crăciun, neobositul împărțitor de daruri, într-un aranjament muzical de Ion Borgovan. Achim Stoia este dornic și în acest an să ne ofere o suită de colinde, colinda Judelui, sus, 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 pe vârf de munte, și colo-n jos, Doamne, mai jos.
Un îndemn la bucurie ne adresează piesa Gaudete, bucurați-vă, pentru că Deus homo factus est, Dumnezeu s-a făcut om, interpretează solista Ana Veronica Mihoc. Această primă parte se încheie cu un colind care exprimă o implorare plină de ardoare și insistență către Cel care este Emanuel. Veni, veni, Emanuel! Înainte de a începe, vă rog să vă deconectați de orice sunet, să setați telefoanele pe modul silențios pentru o netulburată delectare muzicală și spirituală. Așadar, în fața dumneavoastră, în această seară, tineri interpreți ieșeni. Corul de tineri al Catedralei Romano-Catolice Iași, Juvenes Ecclesiae. Organistul Octavian Bishoc. Și dirijorul de acum binecunoscut, Maximilian Husaru.
Thank you.
Și pentru neveselește și nouă ne mulțumește. Haide, lui Domn, urmăm dimineața lui Crăciun. Ergo nostra concio, sala tia min lustre.
Talențele de bucurie pe care le are Crăciunul sunt multe, iar limbile pământului se întrec în a le descrie. Următoarele piese artistice redau cu aceeași forță fascinația nașterii pruncului divin. Mai întâi, Divina Noapte, în textul lui Maximilian Husaru, după muzica lui John Rutter. Colindul tradițional englezesc, I Saw Three Ships, ne povestește în exaltare jucăușă ce s-a întâmplat în dimineața de Crăciun. Soliști Lidia Mădălina Chicet și Alexandru Neculeieș. Nu lipsește nici anul acesta vestitul colind al clopoțeilor, un colind ucrainean compus de Mikola Leontovici, interpretat în limba ucraineană, Șcedric. Fum, fum, fum. Este titlul unui colind catalan după un aranjament coral de Greg Gilpin, pe care corul ni-l va reda în limba engleză. Ce este fum? Fumul catalan este același ca fumul românesc în înțeles. După o altă interpretare, fum este o onomatopeie care imită zgomotul unui leagăn cu balansoar. Oricum ar fi, textul melodiei redă într-un mod clar o idee. Atunci când vrem să facem un cadou, cel mai bine este să-l facem din toată inima. Acordurile energice și alternanțele vocilor vă vor înveseli cu siguranță, ascultând în premieră în catedrală acest colind. Ding dong merrily on high ne anunță că și în cer clopotele sună, iar îngerii repetă cu nesați gloria Hosanna in excelsis. Andrea Miller ne transmite solemn mesajul pe care trebuie să-l primească oamenii de pe toate meridianele pământului. Domnul s-a născut, iar pământul își primește regele. Joy to the World, într-un aranjament muzical de Marco Frizina. Ascultăm în încheierea acestei părți, Deck the Halls, și ca în fiecare an de Crăciun ne delectăm cu zurgăitul clopoțeilor, Jingle Bells. Thank you.
Christmas Day, on Christmas Day. And what was in those ships all free on Christmas Day in the morning? Our Savior Christ and His Lady on Christmas Day, on Christmas Day. Our Savior Christ and His Lady on Christmas Day in the morning. Pray we'll sail those ships all free on Christmas Day. Pray we there sail those ships all free on Christmas Day in the morning. Oh, they sail near to Bethlehem on Christmas Day, on Christmas Day. Oh, they sail near to Bethlehem on Christmas Day in the morning. And all the bells on earth shall ring on Christmas Day, on Christmas Day. And all the bells on earth shall ring on Christmas Day in the morning. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day. Thank you.
sind mit Farben quintig, fum, 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 fum. Und schon was Bundesland. We need a star in heaven bright. See the baby oh so good, stay but so lonely. Fum, 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 fum. Sing a song of joy, a song of cheer. December, 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 December,
fi descris noaptea în care s-a născut Isus? Care limbă ar fi mai potrivită pentru a exprima acest mister al întrupării? Astro del ciel, stille Nacht, o nuit de paix, silent night, sau noapte de vis? Toate vor să ne vorbească, atât cât permite graiul omenesc, despre taina acelui Dumnezeu, care veșnic fiind, punctează cu întruparea sa temporalitatea, transformând istoria într-un timp de har. Noapte de vis este colindul cel mai cunoscut de pe mapamond. Îl ascultăm în toate cele cinci limbile, după o prelucrare muzicală de Marco Frisina. Soliști Ana Veronica Mihoc, Luisa Budău și Andrei Fermeșanu, solist invitat, Opera Națională Română Iași. Adeste Fideles cu solistul Andrei Fermeșanu ne îndeamnă la o atitudine de adorare a Domnului trimis de Tatăl, Venite Adoremus Dominum. O exaltare de bucurie în compania îngerilor oferă piesa muzicală Tante Schiere d'Angeli, cunoscută în mediul catolic românesc, cu titlul Îngerina noastre plaiuri. Interpretată de solistele Roberta Lungu și Iuliana Monica Schmid. Dacă vrem să-L vedem pe prunc, trebuie să mergem la Betleem. Acest lucru ni-l propun mai ales vocile bărbătești ale acestui cor prin interpretarea cântecului din limba latină Transeamus. Un alt mântuitor sub cer nu există decât Isus. Solemna oră sună când Dumnezeu coboară pe pământ. Ascultăm această celebră lucrare muzicală în interpretarea oferită de solistul Andrei Fermeșanu. Cea mai cunoscută sau cea mai scurtă și densă definiție a Crăciunului ajunge la urechile sufletelor noastre la finalul acestui concert. Noel, c'est l'amour. Crăciunul e iubirea lui Dumnezeu pentru noi și iubirea noastră ca răspuns la iubirea Lui. Tu
Jesus, Jesus.
vere, Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel, plus haut de ma mère, sa voix familière, chantait douce et claire.
și neam. E obicei de la roman, străvec de 2000 de ani. E obicei de la roman, străvec de 2000 de ani. Și de aceea noi umblăm, de anul nou să vă urăm, să vă amintim că suntem toți ai Romei vrednici să ne poți. Să vă amintim că suntem toți. Tuturor cordiale mulțumiri mai întâi orchestrei Tineri Interpreți Ieșeni pentru frumoasele armonii și acorduri oferite. Mulțumiri acestor minunați tineri ai corului Juvenes Ecclesiae pentru acest concert extraordinar. În spatele acestui act muzical sacru, de o frumusețe artistică deosebită, au stat ore de muncă. A stat pasiunea adevărată pentru muzică, pentru lauda adusă lui Dumnezeu și dorința de a face din această seară o sărbătoare veritabilă pentru suflete. Mulțumim! Mulțumiri de asemenea domnului organist Octavian Bișoc pentru profesionalismul și virtuozitatea arătată la organ.
Mulțumiri mari și aplauze puternice pentru domnul Maximilian Husaru. Pentru abnegația, statornicia și dăruirea cu care conduce, animă și dă continuitate acestui cor de tineri de 23 de ani, fără întrerupere. Mulțumim! Acest concert v-a fost oferit din iubire pentru frumos și sacru. Dacă cineva dintre dumneavoastră simte nevoia unei oferte benevole, o poate face la cutia din spate. La final, dau cuvântul din nou preasfințitului Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Am stat până dimineață să vă ascultăm și cred că tot nu ne-am plictisit. Noel, c'est l'amour. Ce frumoase sunt aceste cuvinte și ce frumoasă melodia și interpretarea ei. Crăciunul e iubire. Creștinismul e iubire. Crăciunul este cea mai așteptată, cea mai frumoasă, cea mai minunată sărbătoare a religiei noastre creștine. Am spus, cea mai frumoasă, cea mai așteptată, dar n-am spus că este cea mai importantă, pentru că cea mai importantă sărbătoare a religiei noastre creștine este Paștele. Dar nu putem vorbi de Paște fără Crăciun. Formează împreună un singur mister. Misterul mântuirii noastre, pentru că în cunoscuta cântare sau colind românesc, o ce veste minunată, o știe tot românul, în ultima strofă spunem așa, Tatăl a trimis în lume pe Iisus, în al său nume. De ce? Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mântuirea s-a înfăptuit prin misterul pascal al lui Hristos, moartea și învierea sa. Dar nu putem separa aceste două momente foarte importante și sărbători foarte importante ale religiei noastre creștine, Crăciunul și Paștele. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut, eu mi-aduc aminte când eram copil, îmi plăcea să și pictez, și mi-aduc aminte că am făcut icoane așa în serie cu pruncul culcat în iesle și pe fondal crucea cu toate instrumentele de tortură. Ce frumoasă imagine! Eu vă mulțumesc că ați participat în seara aceasta la acest minunat concert prezentat de corul Juvenes Ecclesiae al bisericii noastre, al catedralei noastre din Iași. N-am știut că sunteți chiar așa de grozavi. Bravo vouă! Încă un aplauz! Ar trebui să iau și eu la rând cu mulțumirile, dar a făcut-o Părintele Cristian înainte, doar încă o dată mulțumiri domnului Maximilian. Mă gândeam, în timp ce ascultam aceste minunate colinde, la preasfințitul, înalt preasfințitul Aurel Percă, ne părăsește, ai să pierzi. Dar tot acum am gândit, faceți-i o surpriză la anul și mergeți acolo, vă mai susțin și eu. Să mergeți la București, să-i cântați.
sunt sigur că o să vă ducă dorul, dar îl mai alinați, mergând la București anul viitor și de asemenea să-i dorim Preasfințitului, și acolo sunt oameni de valoare și va avea unde să asculte concerte, dar nu-i mai frumos ca la Iași. Mulțumim și Preasfințitului Petru și tuturor celor care preoți și celor care ați rupt din timpul dumneavoastră, dar cred că nu veți regreta. La fel cei care ne-au urmărit în direct, în transmisie directă, fie la radio, fie la televiziune. Și sigur, împreună cu ierarhii de față, cu un alt Preasfințitul Aurel și Preasfințitul Petru și de asemenea tuturor preoților, clerul bisericii noastre, vă transmit, vă urăm din toată inima să aveți parte de un Crăciun cu adevărat fericit și un an nou plin de binecuvântarea și harul lui Dumnezeu. Mulțumim încă o dată și încheiem cu aplauzele finale. Au fost superbe toate vocile, în special câteva voci pe care le-am auzit în variantă solo. Aș vrea să transmit sau să exprim felicitări speciale câtorva soliștilor, Ana Veronica Mihoc, rămâi aici. Andreea Miller, Iuliana Monica Schmid, Lidia Madalina Kicet, Luisa Budău, Roberta Lungu, Alexandru Neculăieș, și bineînțeles solistului invitat de la Opera Națională Română, Andrei Fermeșanu. Și, bineînțeles, vocea angelică a Mariei Gârleanu, din nou. Mulțumiri din nou și așteptăm, totuși, un ultim colind. Cel cu care poate ne-au surprins cel mai mult, cred că este cel catalan. Fum, fum, fum. Să-i ascultăm din nou. Oh,
Haideți să le arătăm că știm și noi să cântăm în biserică și îi provoc și pe cei care ne urmăresc în transmisie directă acasă, în fața televizorului sau, mă rog, unde urmăresc ei transmisia în direct, vă rog să vă ridicați în picioare și cântăm și ei ne ajută, ne susțin. Că nu știm noi să cântăm chiar așa bine ca ei, dar știm să cântăm orice veste minunată.